imaginea contează, spun unii. Evident, imaginea contează. Dar oare contează atât de mult încât să fim robii ei? Ceea ce zice lumea îți dirijează deciziile? Gura lumii este așa de puternică în urechile tale încât acoperă vocea lui Dumnezeu sau vocea conștiinței? Astăzi ne-am propus să vorbim despre imaginea publică, despre o altă ispită a unui antreprenor, presiunea celor din jur. Suntem în dialog cu domnul Sebastian Văduva, antreprenor în serie, doctor în management internațional și doctor în științe politice, de asemenea conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mă gândeam că vorbim de imagine și de fapt ceea ce facem noi aici ține de imagine, adică avem o anumită ținută, n-am venit la pantaloni scurți, avem lumini, avem decor. Cred că fiecare dintre noi construim în fiecare zi câte puțin din ceea ce înseamnă imagine. Mă gândesc la rețelele de socializare, la timpul petrecut sau am putea pune pierdut acolo. Mai putem trăi în această lume fără să construim o imagine, într-o lume bazată pe imagini? Pentru că mă gândesc și noi trebuie să ne vindem cumva, am corect, putea spune. Corect, da. Și cred că parte din aceste tentații pe care le au oamenii de afaceri, managerii și noi toți, problema lor este că nu sunt albe sau negre. Deci nu e o chestie gen, măi, să nu-ți faci imagine publică, să nu îți dorești o casă, să nu te implici în cutare sau cutare chestie. Problema pe care o avem în aceste ispite este gradul imaginii publice. Și pentru fiecare dintre noi, punctul în care călcăm dincolo de linia cea invizibilă și intrăm într-un domeniu de păcat este diferit. Ceea ce este imagine publică pentru o persoană nu este pentru o altă persoană. Investiția pe care o face, felul în care o persoană se vinde pe sine, pentru unul este acceptabil, pentru altul nu este acceptabil. Cred că exact aici vine și problema pe care o avem cu aceste ispite, pentru că pentru fiecare dintre ele pot găsi un contraargument. Dacă eu vin la un frate de-al meu și spun, măi frate, tu ai probleme cu mândria. Persoana se poate uita la mine foarte clar să spună, nu e adevărat, dovedește-mi chestia asta. Și nu poți dovedi, nu e foarte ușor, nu e o chestiune pe care o să o cântărești, pe care să o măsori. E exact aceeași chestie și cu imaginea publică. E o problemă a inimii, o problemă interioară. Da, este o problemă a inimii al doilea aspect, este un păcat sau o ispită constantă. Deci nu putem să spunem, bun, am avut parte de o bătălie, am câștigat bătălia respectivă, gata, stau liniștit și până mă ia Dumnezeu în veșnicii, până la sfârșitul vieții, nu o să mai fiu confruntat. Nu este ca examenul de admitere, l-ai odată în viață. Exact, și gata. Corect, da. Deci e o chestie constantă și de regulă te prinde când nu ești pregătit, când ți-e lumea mai dragă, când crezi că ești mai sigur. Atunci te lovește. De aia și facem aceste emisiuni, de aia conștientizăm, trezim conștiința oamenilor cu aceste provocări pe care le au și fiecare persoană, nu vrem să judecăm pe nimeni, fiecare persoană în dreptul său, în dreptul cercului de intim pe care are în biserică, la locul de muncă, în diferite comunități cum sunt oamenii organizați, să facă această decizie. Măi, dar e o problemă pentru mine, sunt robul imaginii publice sau nu e o problemă pentru mine, pentru că fiecare dintre noi discutăm de 7 sau 8 mari tentații pe care le au oameni de afaceri, nu toate au același grad de intensitate pentru toți. Unii dintre noi suntem foarte, foarte predispuși la partea de mândrie, alții suntem foarte predispuși la partea de mânie și asta este punctul nostru slab și cădem periodic la examenul respectiv. Sunt alții care sunt calmi și nu-i scoate nimica din, nu-i enervează și așa mai departe. Deci de aia ceea ce pentru mine s-ar putea să fie o ispită groaznică la partea de imagine publică, de gura lumii, de ceea ce spun cei din jurul meu, pentru mine s-ar putea să nu fie deloc. Când devine o problemă? Mă gândesc acum la faptul că în Biblie chiar găsim expresia asta, un nume bun este mai de preț decât o bogăție mare. Da. Un nume bun, o imagine bună înaintea oamenilor. Da. Este valoroasă. Corect. Și până la urmă, important să avem o imagine absolut bună. Dacă vorbim de mărturia noastră creștină, e important să avem o mărturie bună. Da. Și în Noul Testament, ca să completez ideea, este cineva care e plin de Duhul Sfânt și vorbi de bine. Și iarăși este componenta asta în care un nume bun este de dorit, este mai de preț decât argintul, ar trebui să-l cultivăm.
Cred că păcatul este în momentul în care ne pasă mai mult de imaginea publică decât de caracterul care e în spate. Și din nou am surprins chestia asta și din experiența care am văzut la foarte mulți oameni de afaceri, la foarte mulți manageri, dar am văzut-o special în viața împăratului Saul. El este inspirația noastră ca și exemplu negativ și văd lucrul acesta în momentul când îl confruntă Samuel cu un păcat. Și din nou, Saul nu e singurul care a fost confruntat. Păcatul lui Saul, am putea spune noi, nu a fost chiar așa de groaznic ca și păcatul lui David, dacă putem să facem o comparație. Toate păcatele sunt la fel, dar David a făcut o crimă, a făcut o curvie, deci a fost un păcat îngrozitor. În momentul când a fost confruntat Saul cu păcatul respectiv și s-a spus, Saul, pocăiește-te. Saul nici măcar nu l-a interesat de partea de pocăință. Ce l-a interesat pe Saul cel mai mult? A fost ca nu cumva Samuel să-l facă de rușine în ochii bătrânilor. Deci a fost un calcul politic. Măi, ceea ce contează acum este imaginea publică. Ceea ce contează acum este influența pe care eu pot să o am împotriva, pentru popor. Da, am înțeles, Samuel, că tu te-ai depărtat și prin tine sau tu reprezinți îndepărtarea lui Dumnezeu de la mine, dar nu prea mă interesează de chestia asta. Ce e cel mai important acum este, te rog, hai să mergem măcar braț la braț de ochii poporului. Cred că acolo este momentul în care îmi pasă mult mai mult de ce zic oamenii, de imaginea publică pe care o am, decât de caracterul meu. Și în esență, chiar este o carte foarte bună pe care o recomand, Când Dumnezeu este mic și oamenii sunt mari. În esență, momentul când nu mai îmi pasă ce spune Dumnezeu, în momentul când nu mai interesează cum mă judecă Dumnezeu, nu mai interesează cum mă evaluează Dumnezeu, și îmi pasă foarte mult ce fac oamenii. Iarăși, ca și contrast, îmi place enorm de mult apostolul Pavel în Corinteni, în care avea situația exact inversă. Corintenii îl bârfeau, îl bajocureau și spunea, măi, tu nu ești apostol ca și ceilalți și așa mai departe, și el trebuie să-și apere apostolia. Și spunea apostolul Pavel o chestie foarte interesantă, eu nu mă mai judec singur, mă judecă Dumnezeu. Dumnezeu este cel, îmi pasă primordial de ceea ce spune Dumnezeu. Interesant, chiar astăzi am citit acest verset. Da, da. Acest capitol. Da, da, da. Deci e atât de interesant și alt exemplu superb ca și contrast este David atunci când a fugit de Absalom. Este o imagine extraordinară în care au pierdut împărăția, Absalom s-a răsculat împotriva lui, sfetnicii lui David l-au trădat și săracul David merge și iese un om de nimic, Shimei, care începe să-l înjure, să-l blasteme, să-l sudie într-un mod îngrozitor, și Ioab se uită la și spune, domnul meu, asta am pierdut împărăția, astăzi suntem niște fugari, lasă-mă măcar să mă răcoresc și să-l spintec pe omul ăsta, să mă răzbun pe el. Atât de frumos răspunde David, ce am eu cu voi, fiați eruiei? Dacă Dumnezeu i-a spus să blasteme, lasă-l, că poate Dumnezeu se uită la starea mea, se uită la situația mea, se îndură de mine și mă poate aduce înapoi. Nu-l vezi pe David, nesigurul ăla, care zice, bun, gata, hai să închidem gura, hai să nu cumva să ne bârfească, ne poate bârfi Absalom și Ahitofel, dar să nu ne bârfească Shimei, că Shimei este un nimeni în drum. Îl vezi pe David care îl interesează și în primul rând ce spune Dumnezeu. Îl interesează pe David în primul și în primul rând care este evaluarea lui Dumnezeu, știe că merită să fie fugărit de propriul său fiu și mai are o singură speranță, îndurarea lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu în îndurarea lui își va arăta iarăși mila față de mine și mă va aduce înapoi. Aici cred că este tensiunea. În momentul când îmi pasă de imaginea publică și nu-i neapărat de felul cum mă îmbrac sau de casa pe care o am sau de mașina pe care o am, cu toate că sunt parte din imaginea mea publică, dar când nu mai îmi pasă de ce spune Dumnezeu. Când Dumnezeu știe ce se întâmplă la mine în familie, când Dumnezeu știe ce se întâmplă la mine în contabilitate, dar pe mine nu mă interesează. Ce mă interesează este nu cumva să afle bătrânii poporului. Ce mă interesează este nu cumva cineva să îmi scoate bârfe și chestii de genul ăsta și pentru asta sunt gata să mă lupt. Și știți cazul lui Saul, rupe mantaua lui Samuel, în care spune, nu, trebuie să stai lângă mine, gata, trebuie să-mi ștampilez comportamentul. Nu cumva bătrânii poporului să spună despre mine că Dumnezeu s-a îndepărtat, chiar dacă noi toți știm realitatea. Noi toți știm că Dumnezeu o pronunța judecata. Ce ar trebui să facem când cineva ne strică imaginea în mod intenționat, răuvoitor? Cred că Biblia ne învață să ne apărăm.
Acum, din nou, aici știu că e o chestie controversată, pentru că unii spun, nu, dar Biblia spune, răspunde-i nebunului după nebunia lui să nu se creadă înțelept. Deci când ai anumiți oameni care te defăimează și îți strică imaginea, cred că până la un punct trebuie să ne apărăm, trebuie să clarificăm și să ne justificăm. Cred că trebuie să fim însă foarte atenți să nu intrăm în partea de răzbunare. Uh-huh. Adică cred că răzbunarea nu-i niciodată sănătoasă. Să nu dezvoltăm ură. Asta e. Deci este partea de apărare, dar iarăși este o linie fină. Nu cumva să se transforme în parte de răzbunare. Spune cuvântul Dar se poate transforma în al da în judecată. Da, da. Iarăși, și aici depinde. Biblia ne spune că dacă e vorba între doi pocăiți, între doi creștini, să nu ne dăm în judecată. Să mergem la biserică și biserica trebuie să reglementeze lucrul ăsta. Știu situații în care un pocăit a dat în judecată un nepocăit și s-au intrat în spațiu public. Nu cred că e o mărturie bună. Nu cred că se rezolvă nimic. Cred că în momentul când intri cu rufe murdare în piața publică, nimeni nu câștigă pe chestia asta. E încă un motiv pentru care oamenii sunt deprimați și deznădăjduiți de ce se întâmplă în România și în general. Pe cât de mult posibil, cred că trebuie să încerci să faci pace, să fii împăciuitor, dacă se poate, fără circ și, și fără scandal. Chiar dacă înseamnă câteodată pe termen scurt să pierzi. Te costă. Da, și aici mă gândesc la Iosif. La Iosif, care reputația lui a fost făcută ferfeliță de soția lui Potifar și se pare că Potifar și-a crezut soția, l-a pus în pușcărie și mă gândesc ce-o fi spus Iosif. Nu ne spune Biblia, dar sunt sigur că Iosif și-o articulat nevinovăția. Sunt sigur că Iosif a spus, nu, n-am făcut nimica, nu sunt vrednic de pus în pușcărie și se pare, spun experții, că dacă Potifar nu l-ar fi crezut, l-ar fi ucis pe loc. Faptul că l-a pus în pușcărie înseamnă că Potifar știa ceva și de nevastă sa și știa ceva și despre caracterul lui Iosif și că pușcăria, mai ales o pușcărie regală, cum a fost spus Iosif, a fost un lucru bun, n-a fost un lucru groaznic. Din nou, e o chestie controversată, nu știu dacă mă pot eu pronunța în chestia asta, dar ca și principiu te poți apăra, dar să nu te răzbuni. Adică pe limba noastră așa am putea să spunem care este adevărul, dar să nu fim gata, vorba românească, să intrăm în pânzele albe, mergem până în pânzele albe pentru a ne face asta dreptate și a ne repara imaginea. Da. Și aici cred că întotdeauna este o problemă de suflet. Deci spune cuvântul Dumnezeu, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea iasă izvoarele vieții. Și cred că aici și oamenii de afaceri, dar în general oamenii ar trebui să-și păzească inima. Și în momentul când intri într-un litigiu cu cineva, în momentul când intri într-un scandal public, mediatic sau altceva de genul ăsta, grija numărul unu ar trebui să fie inima. Nu cumva eu să-mi îmbolnăvesc inima, să mă otrăvesc inima, mai mă otrăvesc după aceea familia, mă otrăvesc comunitatea, pe o chestiune care, da, s-ar putea să am dreptate. Deci cred că există o componentă în care Dumnezeu este cel care reglează conturile. Și aici e o lecție foarte grea, să nu te răzbuni. Dar trebuie să ai încredere în Dumnezeu că Dumnezeu este cel care poate regla conturile. Mă gândesc că un om de afaceri, un antreprenor, este mai vizat de asemenea atacuri. Absolut. Pentru că el este mai sus, apare invidia, cum vorbeam și odată. Și atunci poate fi mai lovit, mai atacat. Da. Și se întâmplă, sau orice lider. Se întâmplă foarte des. Deci oamenii care sunt elevați, care sunt în poziții publice, sunt în poziții transparente, implicit și lucrurile, scăpările lor, carențele pe care au, sunt foarte vizibile, implicit și sunt și ținta atacurilor. Și a oamenilor răi și să nu uităm, sunt și atacurile spirituale. Deci spune Domnul Iisus ucenicilor, Satan a cerut să vă cearnă. Deci cred că există posibilitatea în care periodic există o discuție între Dumnezeu, la fel ca și că Iov, în care Iov spune dă-mi voi să-l testez, dă-mi voi să-l cer, să îngădui în viața lui o ispită, să îngădui o încercare, să îngădui o boală, să îngădui un faliment, să văd cum reacționează. Deci cred că sunt lucrurile astea și sunt realități în lumea noastră, nu le vedem, nu le înțelegem întotdeauna și interesant, la Iov până la capătul cărții Dumnezeu nu explică ce s-a întâmplat. Deci Iov săracul n-a avut parte de o explicație din partea Dumnezeu până la sfârșitul cărții. Numai în veșnicie Dumnezeu a spus, hai să spun de fapt ce s-a întâmplat și de ce am îngăduit lucrurile alea în viața ta.
cum ți-am scris istoria, de fapt, în acel moment. Da, 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 da. Mă gândesc la faptul că noi românii avem o expresie, contează foarte mult gura lumii sau ce zice lumea. Da, 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 da. Suntem noi românii mai expuși la lucrul acesta, mai predispuși la a ține cont mai mult de ce zic oamenii decât a ne vedea de drumul nostru și a ne raporta la Dumnezeu? Cred că da. Deci cred că da, și din nou punctul meu de comparație sunt americanii, pentru că am această experiență în America. De asta și întreb, că ați trecut prin mai multe culturi. Da, americanii nu sunt așa de predispuși ca și românii. Noi în primul rând suntem foarte sociali, cu familia, discutăm, ne ținem rudenii cu cineva. Știți, este zicala aceea, pisica a ofătat la voi în curte și de atunci suntem tot rudenii și așa mai departe. Deci avem contextul ăsta de rudenii și probabil că între neoprotestanți și mai mult decât în ceilalți. Și cultura satului românesc. Da, exact. Și este ce zice satul. Exact. Ce zice este lumea. Satul în care toată lumea se cunoaște, toată lumea se salută și poate fi o presiune bună, dar poate fi și o presiune negativă. În care fie pune presiune pe tine să faci oarecare lucruri, să te comporți într-un oarecare fel, care nu este corect, nu-mi schimb religia, nu mă apuc de antreprenoriat și așa mai departe, sau poate... Stai tu cu minte asta pe blocul tău. Da, deci stai în banca ta. Este presiunea asta, dar ce te crezi tu mai nu știu ce și nu știu cum, știi? Dar poate fi și un lucru bun, pentru că în gura lumii, într-o oarecare măsură te ține. Este iarăși chestia aia, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Limitează excesele. Da, sunt mulți oameni care au fost izbăviți de propriile lor pasiuni și propriile lor instincte, că s-au gândit, o să mă vorbească lumea. Mă, nu fac chiar chestia cu tare și cu tare. Deci e o chestie cu două tăișuri. Dar da, cred că în România gura satului îi o forță foarte puternică și trebuie să o cunoști, trebuie să o conștientizezi. O întrebare mai delicată, așa. Te rog. De ce uneori Dumnezeu ne strică reputația? Întrebare foarte grea și nu o să pretind că am răspunsul. Se pare că în Biblie au fost oameni care au avut parte de acest tratament. Da, da, da. Deci, cred că Dumnezeu lucrează cu fiecare persoană într-un mod unicat. Deci cred că ce se întâmplă în viața noastră nu se întâmplă în viața mea și viceversa. Cred însă că sunt anumite principii generale și principiile generale sunt principiile încercărilor. Și eu iau asta pentru viața mea, o spun studenților, ceea ce spune cuvântul Dumnezeu și în Iacov, în primul capitol, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, și în Deuteronom spune în capitolul 8, adu-ți aminte că Dumnezeu te-a dus prin pustia aia mare și fricoșată să-ți încerce pornirile inima, să vadă despre ce-i vorba. Și cred că câteodată Dumnezeu alege în suveranitatea lui să te testeze prin a strica reputația. Prin a îngădui cuiva să spună un lucru rău și neadevărat despre tine, prin a îngădui să ai o cădere care e publică, am făcut o investiție și investiția respectivă a ieșit public și a ieșit rău și nu a ieșit bine și așa mai departe. Și cred că ăla este un test pe care Dumnezeu te supune ca să-ți încerce caracterul. În egală măsură, testul respectiv este folosit și de diavolul ca să te distrugă. Și bătrânii noștri spuneau, diavolul are două instrumente preferate. Are așa o pătură în care spune, hai că nu te vede nimeni. Păcătuiește, fă, că nu știe nimeni. Și face, are o tobă care merge și bate în tot satul. Uite ce a făcut, uite ce a făcut. Pătura. Trage pătura și te arată. Deci cred că diavolul poate folosi chestiile astea, odată ca să te discredeze pe tine, dar cred că unde este pericolul cel mai mare este momentul în care tu devii neutralizat, tu începi să crezi minciunile respective, devii descurajat. Și vedem mulți oameni al lui Dumnezeu care au trecut prin chestia asta. Mă gândesc la Ilie și mă gândesc la mulți alții care au fost neutralizați în lucrarea pentru care au fost chemați datorită faptului că au început să creadă publicitatea negativă și lucrurile care au fost îngăduite în viața lor, înfrângeri și alte lucruri negative de genul acesta. Oare ce ar trebui să construim, dacă nu imaginea, dacă nu ținem la gura lumii, dacă nu ne focalizăm pe lăudăroșia vieții, ce ar trebui să construim dacă nu imaginea? Fără dar și poate caracterul. Deci, în primul și în primul rând, pentru mine, pentru noi toți, întrebarea este cum mă evaluează Dumnezeu?
ce spune Dumnezeu despre mine. Da, este nevoie să am și imaginea publică, uh-huh. și imaginea publică e o chestie relativ ușoară dacă am partea de caracter. Uh-huh. Deci dacă partea de caracter este prioritatea pentru mine, celelalte lucruri vin de la sine. Dacă caracterul lipsește, precum în viața împăratului Saul, cred că imaginea publică necesită foarte multe eforturi, foarte multe investiții. Caracterul, în esență... Un consumare de energie. Da. Pentru că o minciună consumă multă energie. Doamne, deci trebuie să fii foarte inteligent să poți să minți, să ții minte ce ai spus la ăla, cum i-ai spus la celălalt, să le potrivești pe toate. Cred că dacă mergi cu caracterul, și caracterul este roada Duhului Sfânt, să ai pace, să ai bunătate, să ai îndelungă răbdare, să ai credincioșie, astea sunt elementele de caracter care la vremea potrivită Dumnezeu le va împacheta, le va îmbrăca cu o imagine publică bună. Dumnezeu te va ridica și te va folosi dacă are nevoie de tine în politică, dacă are nevoie de tine să fii patronul unei firme mari. O chestie foarte interesantă și vă mărturisesc ca neteolog, nici eu nu știu cum să o interpretez, dar e o realitate biblică. Nicăieri în Biblie nu văd bogăția ca și o chestiune pe care trebuie tu să o muncești dacă ești în voia lui Dumnezeu. Și în special în Vechiul Testament, bogăția este un dar de la Dumnezeu. Poporul Israel, când a plecat din Egipt, a avut parte de donație specială de la egipteni. Când au ajuns în țara Canaanului, au luat toată bunăstarea generată, creată de filisteni și de popoarele cananite. Și văd lucrul acesta, în psalm spune poetic, prea iubiților săi le dă pâinea ca prin somn. Nu înseamnă că dorm toată ziua și că aștepți dimineața să fie pâinea pe masă, dar este componenta asta în care eu sunt credincios, mă concentrez pe partea de caracter, mă concentrez pe credincioșia în lucrurile mici, mă concentrez pe a fi plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu se angajează să-mi aducă bunăstarea într-un mod incredibil. Nu știu cât, nu știu cum, pentru unii foarte mult și mă uit la unii și spun, wow, cum au reușit să facă milioanele, și mă uit la alții care muncesc enorm de mult și săracii așa, cu picătura și nu pot să înțeleg, nu pot avea o explicație de ce Dumnezeu la unii îl dă o încredințat cu milioanele și la altul săracul de-abia reușește să pune pâinea pe masă pentru familia sa. Dar principiul este același, fii credincios lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să fie Cel care să te răsplătească. Pentru unii răsplătirea înseamnă bunăstare materială, pentru alții nu. Și iarăși evrei e superb, pentru că spune, uite, toți oamenii ăștia au fost izbăviți, au reușit. Unii dintre ei totuși n-au primit izbăvirea. Au suferit, au fost persecutați, au fost tăiați cu fierăstrău, au pribegit prin văgăuni ei de care lumea nu era vrednică. Și trebuie să spui, mă, da, Dumnezeu e nedrept. Că pe Daniel l-a scos din groapa cu lei, pe Iona l-a scos din pântecul peștelui și pe alții i-a lăsat. Și pe unii au murit ca martiri și au fost, nu mă bag, este atotștiința lui Dumnezeu, ceea ce știu este că Dumnezeu e perfect și că Dumnezeu nu face greșeli și că dacă ești credincios, Dumnezeu dă o răsplătire și că pe cealaltă parte a cerului o să le înțelegem pe toate și o să avem răspunsul la toate întrebări. Cum cred că le-a avut și Iov și toți ceilalți care pe pământ au stat și au spus, Doamne, dar de ce? Dumnezeu știe de ce. O ultimă întrebare de concluzie. Cum putem să învingem această ispită? Dacă vorbim despre ispitele sau tentațiile oamenilor de afaceri, tentațiile liderilor, a managerilor, cum putem să facem switch-ul acesta, să comutăm de pe interesul nostru pentru imagine publică și pentru ce zice lumea, cum mă vede lumea, înspre a construi caracterul, a mă interesa vocea lui Dumnezeu. Da. E o conexie constantă cu Dumnezeu, zilnic dacă e posibil, în rugăciune, în părtășie, conexie cu oamenii lui Dumnezeu și mereu și mereu să am urechea plecată mai mult la ceea ce spune Dumnezeu decât la ceea ce spune oamenii. Și Dumnezeu îmi va spune ce ar trebui să fac și față de oameni, cum ar trebui să mă prezint, unde ar trebui să mă duc, ce ar trebui să fac, dar mai întâi este între mine și Dumnezeu. Mai întâi este relația mea cu Dumnezeu, care e o chestiune necesară, consecventă în fiecare dimineață și de acolo pot crește multe alte lucruri extraordinare. Pentru că ați amintit de acest timp de conectare cu Dumnezeu în fiecare dimineață, mi-a venit în minte imaginea unui concert unde avem tot fel de instrumente, viori, chitare sau altele, și înainte de concert trebuie acordată vioara,
altfel sună fals tot concertul. Da, da, da. Dimineața avem nevoie să ne acordăm după vocea lui Dumnezeu, pentru că altfel ne acordăm după oameni și sunăm fals. Da, exact. Foarte, foarte bună metaforă. Avem nevoie de un singur ton, toți, același la să fie pentru toată orchestra. Da, 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 da. Da. Mulțumim că ați fost împreună cu noi și de această dată. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim despre ispitele oamenilor de afaceri, ispite pe care le avem fiecare dintre noi, dar așa cum spunea invitatul nostru, domnul Sebastian Văduva, poate le vedem mai mult la cei care sunt în față, la cei care sunt lideri, au o anumită postură în societate, o anumită poziție în societate. La final am putea spune, caută să construiești caracterul, iar Dumnezeu spune că El îți va da trecere înaintea oamenilor. El se ocupă de imaginea noastră, pentru că El cunoaște inima noastră și nu doar imaginea noastră publică.